Bună ziua, bine ați venit! Am vrea, pentru buna desfășurare a ședinței, să respectăm liniștea pentru ca să fim operativi. Pentru început aș vrea să punem aprobării dumneavoastră a procesului verbal din ședința trecută. Cine este pentru? Vă mulțumesc, în unanimitate a votat procesul. Aprobăm ordinea de zi. Ordinea de zi aveți la dumneavoastră invitații. Sunt 12 puncte, 13 cu diversele. Bănuiesc că ați studiat-o fiecare din dumneavoastră și am vrea să o punem, aprobării. Sunteți de acord cu ordinea de zi? Vă mulțumesc frumos! Primul proiect de ordinea de zi de astăzi este proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021, proiect inițiat de domnul primar Sava Constanța. Cuvântul domnul primar. Atât vreau să intervin. Punctul 10 de pe ordinea de zi este Da? Deci rămân 11. Deci rămân 11. Da. E bine. Cu diversul 12. Referat de aprobare cu privire la propunerea indicatorilor bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021. Subsemnat, în calitate de primar al Comunei Hemeiuș, având în vedere raportul de specialitate al doamnei Rău Mirelan, consilier superior cu atribuții de contabil în cadrul compartimentului buget finanței, al aparatului de specialitate al primarului Comunei Hemeiuș de Tubacău, având în vedere prevederile legii 273/2006, privind finanțele publice locale, articolul 49, alineatul 5-6-7, a legii bugetului de stat de 2021, cu numărul 15/2021 și a hotărârii de Consiliul numărul 23 din 15 aprilie 2021, privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru 2021, prevederea ordonanței de urgență numărul 97/2021, privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2021, pe vedere articolul 1, hotărârea Guvernului 1088/2021, precum și conform adresei transmise de către Agenția Județeană a Finanțelor Publice Bacău numărul 46654 din 8-10-2021, prin care suntem informați că s-a aprobat suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2021, privind în trimestrul al patrulea, pe 2021, cu suma de 450.000 de lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, pentru plata cheltuielilor curente și de capital. Propun modificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru 2021 și a listei de investiții pentru 2021, după cum urmează. Partea de venituri, 450.000 de lei. Bani pe care am primit de la Guvernul României, în urma rectificării de la rezervele statului. Situația e repartizat cam așa. Situație de urgență. 60.000, protecție civilă 20.000, combatere COVID 40.000, cultură 20.000, servicii publice 170.000, respectiv iluminat public 130.000, iluminat festiv 40.000. Canalizare. Am mai adăugat încă 100.000 la banii care am avut prins pentru proiectare și alte avizii. Studii și documentații pentru investiții externe, canalizare 100.000 și la drumuri 100.000. Deci total 450.000 de lei. Aveți cuvântul. Dacă aveți obiecții, propuneri. Asta e o repartizare. Bineînțeles, dacă o să apară alte oportunități și nu putem să cheltuim sumele alocate la unele capitole, vom face rectificare și vom folosi și vom direcționa acolo unde vor. Cum am făcut de altă dată. Discuții. Bănuiesc că v-ați însușit ceea ce domnul primar a citit privind rectificarea bugetului și cred că putem să punem la vot. Sunteți pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc. Proiectul numărul 1 a fost aprobat în unanimitate. Proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții, modernizare, drumuri,
de interes local în comuna Emiliu, județul Bacău, în vederea accesării programului național de investiții Angel Saligny, aprobat în numărul 95 din 2021, proiect inițiat de domnul primar Sava Constantin Costiț. Da. Comuna noastră va depune două proiecte pe acest program. Este vorba de un proiect cu drumuri și unul de canalizare. Subsemnatul, în calitate de primar, vă aduc la cunoștință următoare. Pentru modernizarea unor tronsoane de drumuri din satele Hemioș și Lieci, este necesară accesarea unor fonduri prin Programul Național de Investiții Angel Saligny. În conformitate cu documentația întocmită de SECE Geomai SRL Iași, faza studiul de fezabilitate a devizului general al obiectivului de investiții anexat menționează indicatorii tehnico-economici pentru proiectul modernizarea drumului de interes local în comuna Hemioș de Bacău. Indicatori tehnici, durata de implementare a investiției 36 luni, tip de drumuri, drumuri publice din interiorul localității Hemioș și Lieci, clasa tehnică a drumului 5, lungime drumuri 4 km, 494 m. Se vor executa lucrări de consolidare, lucrări pentru asigurarea accesului la proprietăți în cadrul acestui proiect. Indicatori economici, valoare totală 14.798.512 lei, fără TVA. 17.586.380 lei cu TVA. Din care ce plusem, total general 17.576.000, din care la fel, aceeași valoare cu TVA și fără TVA. Valoarea solicitată la bugetul de stat este 16.909.941 de lei, valoare finanțată de la bugetul local 676.439,67 lei cu TVA. Asta e suma cu care trebuie să contribuim noi, în situația în care prețurile nu vor mai crește până la contractarea lucrării sau la scoaterea la licitație. Ținând cont de prevederile ordonanței 95/2021 privind aprobarea Programului Național de Investiții Angel Saligny, Ordinul Ministerului Dezvoltării Lucrărilor Publice numărul 1333/2021 pentru aprobarea Programului Național de Investiții Angel Saligny, punerea în aplicare a ordonanței 95/2021 privind Programul de Investiții, articolul 129, litera A, alineatul 2, alineatul 4, din codul administrativ, respectiv ordonanța 57/2019, articolul 7 din legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, articolul 133, articolul 134, articolul 136, articolul 139, toate acestea fiind din ordonanța de urgență numărul 57/2019, respectiv codul administrativ. Supun spre dezbatere, în cadrul ședinței Consiliului Local, proiect de hotărâre cu aprobarea cererii de finanțare a devizului general estimativ pentru investiții modernizare de drumuri de interes local în comuna Hemioș, județul Bacău, în vederea accesării Programului Național de Investiții Angel Saligny, aprobat prin ordonanță de urgență 95/2021. Am mai vorbit despre acest proiect, anul trecut, mai la începutul sau la sfârșitul mandatului. Era când am început studiul de fezabilitate. Ce scăză aveți acolo? Păi sunt așa, e Hemioș, sat Hemioș, strada școlii, strada Garofiții, strada Bisicioarei, strada Grădinarilor, strada Hautii, strada Agronomului, strada Sânzienilor, strada Luminii, astea sunt de Hemioș. Sat Rivieci, strada Luncii, strada Lacului, strada Luncii 1, strada Lacului, strada Luncii 2, vorba de Macovei, strada 2. Bradului, Prunului, Bistriței, strada Nucilor, strada Panselelor, strada Nouă, strada Topița, strada Crinului, strada Păstorului. Cam toate străzile care nu am avut probleme la vremea respectivă cu cărțile funciare. Unii s-au putut... restul au mai fost probleme. Și urmează să le prindem în următorul program. Ca o informație, așa, am mai avea nevoie cam de 10,8 km și n-am mai avea niciun drum în domeniul public care nu știa să o dat. Asta înseamnă două proiecte. Dar hidrocentrale? Hidrocentrale avem intabulat suprapuneri, unde la un moment dat drumul nostru este de 1,5 m.
cetățeanul și-a intabulat tabloua de forum până în Grinea Ferată. Am făcut adrese, cum am făcut adrese, că o să mai fii surprins de undeva prin anumite străzi, o să termine asfaltul undeva. Păi să termine pentru că de acolo încolo n-am găsit înțelegere prin adresele făcute către cetățean să-și rectifice cartea funciară, să cedeze. De fapt, nu intra cu gardul în drum, dar are gardul la locul lui, în schimb are intabulat din drum 30 cm sau 40 cm. Aș trebui informat și pe cine. Foarte chestie, drumul. A fost informat, a fost, li s-au trimis adrese, am așteptat ce să facem. Interesul era așa lor, numai. Noi nu putem fără ei. Da, ei ar trebui cu o declarație notarială să trebuie la... Nu putem cu forța să se obligăm. Da. Și la hidrogentare mai e o problemă cu CFR-ul. Zona de siguranță a CFR-ului, de asta nici iluminatul public. Acolo se termina cu alimentarea cu energie electrică, nu a fost posibilă din cauza CFR-ului. Da. Dacă dumneavoastră aveți propuneri, dacă sunteți de acord cu ceea ce s-o citit sau aveți de rectificat ceva. Dacă nu vă înscrieți nimeni la cuvânt, presupun că sunteți de acord și spuneți la aprobare punctul numărul 2. Cine este pentru? Vă mulțumesc, abține, împotrivă, nu. În unanimitate, punctul 2 a fost aprobat. Trecem la punctul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiție, extindere, sistem de canalizare, sate. Întâlnire și Hemiuș, Comuna Hemiuș, județul Bacău, în vederea accesării Programului Național de Investiții Angel Saligine, aprobat prin Ordonanța de Urgență numărul 95 din 2021, proiect inițiat de domnul primar Sava Constantin. Aveți cuvântul. Păi da, domnul inginer. Poate mai sunt date tehnice și... Subremnatul Sava Constantin, în calitate de primar, vă aduc la cunoștință următoare. Pentru a extinde rețeaua de canalizare pe strada Ion Simeonescu, DG119B, satul Hemeuș, pe strada Fântânelor, din satul Fântânelor, este necesară accesarea unor fonduri prin Programul Național de Investiții Angel Saligine. În conformitate cu documentația întocmită de SCMAPA MONSRL, faza DALI și devizul general al obiectivului de investiții anexat, menționez indicatorii tehnico-economici pentru proiectul extindere rețea de canalizare, satele Fântânelor și Hemeuș, Comuna Hemeuș, județul Bacău. Indicatorii tehnici. Amplasament, strada Ion Simeonescu, DG119B, tronsoane 1 și 2, sat Hemeuș și Fântânele, strada Fântânelor, tronsoane 3 și 4, sat Fântânele. Lungimea totală rețea canalizare, 7,12 km, din conductă PVC, SN4, DN250, 6,2 mm. Stație de popare a apei uzate, menajere, 2 bucăți, conducte reculare PHD, 110, 1,737 km, cămine de vizitare din Pafsim, 225 de bucăți, 3 supraviesări de drumul și un cămin de disipare a energiei. Indicatorii economici. Valoarea totală este 7.861.675,11 lei fără TVA, 9.339.891,45 lei, din care C plus M, 6.599.008,38 lei fără TVA, 7.850.819,97 lei cu TVA. Valoarea solicitată de la bugetul de stat este de 8.819.582,67 de lei cu TVA. Valoarea finanțată de la bugetul local, 520.308,78 de lei cu TVA. Ținând cont de prevederile UOG 95/2021, prin aprobarea Programului Național de Investiții Angel Saligine, Ordinul MDLPA, numărul 133/2021, pentru aprobarea normelor meteorologice pentru punerea în aplicare prevederilor UOG numărul 95, privind aprobarea Programului Național Angel Saligine, articolul 20 alineatul 1 litera I, J, ale articolului 25, litera E și G, articolul 41 și așa mai departe. Articolul 7, hotărârea Guvernului, numărul 907/2016, privind detaliile de elaborare și conținutul cadrului al documentațiilor, ordinul MDRP, articolul 7 din legea 52/2003, articolul 133 alineatul 1, supun spre dezbatere și aprobare în cadrul ședinței Consiliului Local proiectul privind aprobarea cererii de finanțare și devizul general estimativ pentru obiectivul de investiții, extindere rețea de canalizare, satele Fântânele
și Hemeiuș, Comuna Hemeiuș, Județul Bacău, în vederea accesării programului național la înghesărinie aprobat prin OG 915-2021. Întâlnit sau vă rog. Vă rugăm, luați cuvântul și completări sau propune. Pe cât timp ai propus proiectul ăsta, câte luni? La execuție, el are 12 luni fără licitație, doar vorbim de execuție, dar s-a trecut 4 ani pentru că e depus în două locuri, adică se va depune acum pe platforma cu Angela Salini și se va depune și cu CNI în continuare, pentru că... Să vedem unde are loc. Unde are loc ca să... Ca timp de implementare am trecut 4 ani pentru că dacă se realizează mai repede, este ok. Trecând un timp de implementare mai scurt, plătim bani dacă nu se realizează. Și atunci, da. Maximul este de 5 ani, am trecut 4 ani pentru că... La magistrală am putea, dacă o să reușim să implementăm proiectul, să terminăm și mai repede, pentru că avem o să dăm drum. Avem da, iar poate fi și într-un an, dacă nu avem probleme cu citații, dar aici se ia un calcul totul, de la depunerea cererii de finanțare până la acești ani de implementare, până la recepția finală. Da, la momentul actual se poate face, adică și într-un an de zile. Dacă sunt bani și așa, există colector unde putem să o vărsăm. Cine este pentru devizul general de extindere? Vă mulțumesc. Următorul 4. Da. Da. Următorul punct este punctul 4, proiect de hotărâre privind aprobarea obiectivului de investiții, reabilitare parțială și construire, împrejmuire, școala gimnazială 1-4 din satul Fântânelii, Comuna Hemeiuș, Județul Bacău și achiziționarea documentelor necesare pentru realizarea acestui proiect inițiat de domnul primar Sala Preștare. Poftiți, domnul Mare și colaborați. La proiectul de hotărâre privind reabilitarea parțială și construirea, împrejmuire, școala gimnazială 1-4 Fântânele, Comuna Hemeiuș, Județul Bacău, cu număr cadastral 65.995 și achiziția studiului de fezabilitate SF, studii geotehnic, studii topografic, documentație tehnică pentru obținerea autorizării de construire de ATC și DTOE, documentații de execuție PTH, documentații pentru obținerea vizelor specificate în certificat de urbanism. În temeiul articolului prevederile 50/1991, prevederile ordinului 839/2009, prevederile articolului 41, 44, 45 din legea 273/2006, prevederile articolului 129, supus pe dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre privind obiectivul de investiții, reabilitare parțială și construire, împrejmuire, școala gimnazială 1-4, Fântânele, Comuna Hemeiuș, Județul Bacău și achiziția studiului de fezabilitate SF, studiul geotehnic, studiul topografic, documentație tehnică pentru obținerea autorizării de construire de ATC, documente de execuție PTH, documentații pentru obținerea vizelor specificate în certificat de urbanism și la devizul anexat. În urma celor auzite, dacă dumneavoastră... Devizul general, dacă l-aveți anexat, dacă nu pot să vă citesc totalul, total general deviz este 54.311,43 ca valoare. Aveți cuvântul, toți cei care doriți să vă scrieți. Destinați să ai școală? Nu. Nu știu, deocamdată, în primul rând trebuie să o... Abia le-am preluat, acum suntem în proces de preluare și gardurile dărâmate, ușile și geamurile, nu mai spun care ați trecut acolo și care știți, sunt cu scânduri și nu mai spun înăuntru, ci în țările de clasă, în acele țări de clasă s-au transformat în altă, dar în afară de țări de clasă. O să punem și tâmplării, fiind clădirea în proprietatea primăriei Hemeiuș, trebuie să o conservăm. Destinația o să vedem în urma ce se va stabili. Am înțeles că este o lege, acum spre aprobare, un proiect de lege spre aprobare pentru clădirile care n-au mai funcționat în ultimii 4 ani ca școli, să poată fi preluate înapoi de proprietar și date în administrare sau în folosință cu alt scop. Înainte legea nu se permitea decât activități înrudite cu activitățile de învățământ. Puteți
S-au schimbat destinații acum. Dar schimbarea destinației fără acordul și fără avizul ministerului. Acum nu se poate. Asta e avantajat. Avem școala. Da. Și liceul și cele trei școli care putem să facem și alte bani. Putem să le concesionăm, să le închiriem, să ne vină și nouă bani la buget. Stăm să ne uităm la ele, considerăm. Foarte bine. Poftiți, domnul Roșu. În ce situația acoperișul la școala aia? Deocamdată am luat-o cu cei mai importanti, narigatul. Da. O să vedem, o evaluare, cum trebuie. Nu e de prima așa, de acum nu știu astea doar acoperișul? Dacă plouă și distrugeți... Nu, plouă, acoperișul cred că, nu știu, e de vechi ca și la Andrieșești. Exact, cum am luat la școala la Andrieșești. Poftim? Ca și la școală, am greșit, probabil. Da. Acolo e aceeași problemă. Da, e acoperișul e bun. Nu. N-am văzut în țările de casă. Păi, infiltrație. Infiltrație. Hai, deci să verificăm de asta, să nu ne apucăm să facem o cheltuială în interior și după aia să ne trezim cu plouă la lucruri. Păi ca să ne apucăm de reparație, o să trebuiască expertiză. Ca să facem expertiză, o să trebuiască niște bani și așteptări. Așa, nu putem. Facem ceea ce putem la prima vedere să putem să... Nu mai e gardă. Nu este vorba de construcția. Deocamdată să limităm accesul în ea. Pentru a se distruge în continuare clădire. Un acces fiind liber. Că nici bani așa de mulți n-avem, că ne-ar trebui, vă dați seama, sunt Liliei și din coace, cel puțin la Liliei școala aia a fost cu parchet pusă. Nu mai are nici într-o sală, parchetul tot s-a umflat. Ce l-a pus la vremea aia, cum l-a pus, nu mai știu, că nu eram noi pe aici. Dar în schimb, acum totul e... Infiltrații din școlile acestea, adică și aia din Andrieș și Liliei? Păi, pe toate le luăm. Da, dar acolo tâmpărie e bună, nu plouă, garduri au, le luăm în ordine, așa ca să... Care e mai grav. Da. Mai vrea cineva să ia cuvântul? Mai aveți propuneri? Dacă nu se punem la vot, punctul numărul 4. Cine este pentru reabilitarea parțială? Vă mulțumesc, abține, împotrivă, în unanimitate, punctul 4 a fost aprobat. Trecem la punctul numărul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea obiectivului de investiție, construire trotuare pe sectorul de drum județean DJ119B, de la kilometru 19 plus 155 până la kilometru 25 plus 018, situat pe raza administrativ-teritorială a Comunei Hemiu, județul Bacău. Proiect inițiat de domnul primar Sava Constantin. Poftiți, domnul Marius. Domnule consilier, vă aduc la cunoștință următoare. Este necesară realizarea unui trotuar în continuare cele existente, în aceea în drumul județean DJ119B, Bacău-Piatra Neamț, pentru realizarea unei mai bune circulații pietonale. Existând porțiuni unde pietonii sunt obligați să circule pe partea carosabilă, ceea ce poate duce la accidente periculoase. În temeiul prevederilor legii 50/1991, articolul 41, 44 și articolul 45 din legea 273/2006, prevederea articolului 129 aliniatul 2 și aliniatul 4 litera D, colaborat cu articolul 139, articolul 197, articolul 243 din ordonanța de urgență 57/2019 privind codul administrativ, supus pe dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea obiectivului de investiție, construire trotuare pe sectorul de drum județean DJ119B, de la kilometru 19 plus 155 până la kilometru 25 plus 018, situat pe raza Comunei Hemiu, județul Bacău. Și achiziția studiului de fezabilitate SF, studiul geotehnic, documentație tehnică pentru obținerea autorizației de construire DTAC și DTOE, documentație de execuție PPH, documentație pentru obținerea avizurilor specificate în certificatul de urbanism. Aveți cuvântul, domnilor consilieri, doamnelor. O valoare și an ați estimat, nu? Încă. Apropo, obiectul de investiții. Și am văzut că l-ați rupt în două, adică ați separat rigolele, nu? Da. Deci următorul e cu rigole. Piste de biciclete nu prindem niciunul, nu? Nu. Nu avem loc. Nu avem loc. Dar în final vor fi pavele sau suprafață betonată? Ce zici cu efect? Mai rentabil. Pavele sunt mult mai ușor de întreținut. Dar la natura sunt și mai scumpe.
Da, dar că dacă luăm așa... Sunt aproape duble, o parte e făcută betonată care e deja existent. Dar unde e existentul? De la această plăcă, mai încolo de primărie. Pe stânga. Și dumneavoastră... Mergeți acum pe stânga. Da, și unde vreți să depunem? Tot pe stânga, voi împomeni. Tot pe stânga. Da. O să existe o parte unde va fi și pe partea. Poate să avem, dar nu... Dreapta, unde nu ne permite terenul. De la acolo se va suprapune cu rigolă, e mai complicat. Partea dreaptă, cum mergem spre Bacău, va trebui să regularizăm cursul apei, apele care vin din la Pădurea, din deapă. Acolo șansă. Și atunci va trebui să faci șansă, să nu mai treacă peste șosea. Da, am înțeles. Și acolo... Pentru atâtea proiecte, acum am citat Dumnezeu să... Doamne ajută! Doamne ajută! Da, cred că aici lipsește un pic vis-a-vis de faza finală, pentru că măsurătorile topografice sunt făcute și pentru fiecare acces. Cât am preluat? Cât am preluat din drumul județean. Nu, mă refeream că de principiu proiectul, că o să vedem un pic valoare, dar cred că o să conțină și accese curți, unde este cazul. Dar asta vis-a-vis de șanțuri și de asta zic că-s combinate la șanțuri, o să punem și acolo. Da. Acolo o să fie o problemă, pentru că nu știm cota care va fi dată pentru a se asigura scurgerea apei și atunci, făcând-i cetățeanul un șanț de un metru și ceva în fața porții, încădește accesul în curte. Și nici nu o să lăsăm unul să-ți facă șanț de un fel, altul de altfel. O să le facem cât o să fie, 100 de șanț, de ipodețe, 200 de cât o să fie. Deci pe stânga vor fi profoare, pe dreapta rigole. Da, da. De asta am explicat, pentru că fiind un pic terenul nu ne avantajează și partea de scurgere și partea de zonă liberă, o să trebuiască să găsim în anumite porțiuni niște compromisuri vis-a-vis de a face și rigoli, să avem unde să diversăm și, pentru că în mod normal era să facem în același proiect trotuare plus rigolă pe aceeași parte, așa ar fi fost normal și dar, logic, dar, dar, nu în cap. Da, trebuie corelat și cu analizarea, deci nu mai e convenit să spargem, că e trotuarele înainte. Asta e o mare problemă, deci tot de una. Aceste investiții, deci, dar așa fel încât să fie etapele parcurse, să fie cumva în paralel, în așa fel încât să nu... Care ar fi bine dacă, dacă ar, ar, ar depinde de noi? Într-adevăr, trotuarele cu beton sunt mai ieftine. Dar trotuarele cu pavele sau cu, cum se numesc? Dale, cu dale, așa au avantajul că se mai pot în... În autorizația de construire, la orice modificare sau la orice raportare sau la orice branșament, scrie acolo predarea amplasamentului la forma inițială. Da. Și indiferent cum ar fi, și acele borduri, dacă o să vină branșamente sau o să vină alte lucrări, vor fi sparte, iar remontate, iar de ce aceeași chestii. Dar gândiți-vă la prețul. Cât costă prețul la borduri? Că ai la 2 metri, la 1 metru de, de pavele, ai 2 metri de bordură. Care costă foarte mult, aproape cât prețul la, la pavele. Asta este un argument. Un argument, problema la pavele mai este pentru că marea majoritate a trotuarilor o să treacă prin fața proprietăților. Pavelele pietonale nu sunt și pavele pentru trafic greu. Și atunci, în momentul când o să-i faci o mâncare, intră cu mașina sau cu mașină mai grea, o să le spargă. Nu o să țin. O să crape. Și dacă mergi cu un cărucior cu copil, îți trebuie mâine. Asta am zis. Mai dau un copil cu, cu rolele, să mai cu o trotinetă, mai... Pe sigur că o să fie folosit și cu bicicletele. Ce cu bicicletele? Da, da. Da. Dar mai există o cale de mijloc între pavele și beton. Sunt acele dale care nu trebuie mărginite de borduri. Fug și alea. Fug? Trebuie, da, și alea trebuie pus. La proiect, la reabilitatea solului, imediat. Am văzut o variantă. Mai este variantă cu asfalt, dar... Dar ești și prețul pe aia. De asta zic. Pentru că de acolo, cum ați fi ieftin... Nu ieftin, o luăm în funcție de bugetul și de a realiza.
adică... Nu, pentru că poate fi un efort financiar, nu e nicio facere și de asta... E mare. Da. O să vedem cu... vă putem propune. Vedem ce ne spune, cine recomandă proiectantul. Da. Dumneavoastră sunteți aici, noi nu avem niciun interes. Ăstea sunt banii, împărțim. Important e că ați făcut proiect. Și aici sunteți de felicitat. Încă nu. Dumnezeu să vă ajute. Eu nu început. Da. Așa. Și dacă sunteți pentru... orice realizare, începe cu ceva. Sunteți pentru... abținere și potrivă, vă mulțumesc, unanimitate, punctul 5 a fost aprobat, trecem la punctul numărul 6. Care e aceeași problemă, numai că e vorba de șantă. Acostamente, da. Proiect de hotărâre prin aprobarea obiectivului de investiții, construire șanțuri, gole, acostamente și podețe pe sectorul de drum județean DG190, pe de la kilometrul 19 la plus 155 până la kilometrul 25 plus 118, situat pe raza administrativ teritorială a Comunei Hemiu, județul Bacău, proiect inițiat domnul primar Salam. La acest proiect, de ce să nu recunosc? Dacă am găsit o axă prioritară, chiar aș încerca să-l putem face cu fonduri. Dacă s-ar potrivi și ne-am încadrat. Nu știu, să vedem. Am pomenit acolo și de acostamente. Gândiți-vă ce câștigă atât pentru locuitorii din comuna noastră, să avem posibilitatea să lărgim cu un metru pe stânga și cu un metru pe dreapta acostamentele, să nu mai fie din pietrișul ăsta și să poată fi dintr-un beton rutier sau, eu știu, chiar asfalt. Asta înseamnă investiție enormă. Dar noi ne propunem, încercăm să vedem ce variante avem. Poate, eu știu, anul viitor ne mai aduce și alte programe cu fonduri europene, eu știu, să putem să ne încadrăm, că pe acest program pe PNI nu prea ne încadrăm. Pe Anghel Zabit. Și nici ca o companie națională de investiții? Nu, no, la companie națională nu mai au bani pentru drumuri. Deja ne-au... S-a limitat. Ne-au trimis deja la plimbare cu drumurile. Deci drumurile au fost la ei, asta ne amintesc pe ceva. Păi așa am început cu ei. Cine-i patul ăsta sau cine-i... Cine-i trei. Cine-i am început cu ei, dar în final s-au schimbat lucrurile. Da. Dar la fel vom lăsa, pentru că astea avem informații, dar îl vom lăsa și acolo. Nu putem să știm atâta timp cât este făcut, numai că îți cereri de finanțare diferite și moduri de depunere diferite. Adică Anghia Salini vrea într-un fel, CNI-ul vrea într-un fel. De asta aprobăm, pentru că fiecare vor hotărârile de Consiliul Local anexate. Noi încercăm, n-o să la depunere. La 6 din 49, dacă nu joci. Da, prima condiție să joci. Așa e. Da. Dacă mai aveți comentarii la punctul numărul 6, dacă nu, cine este pentru? Iar eu. În unanimitate, punctul numărul 6 a fost aprobat. Trecem la punctul numărul 7, proiect de hotărâre privind aprobarea și completarea prețurilor, tarifelor pentru unele servicii publice de alimentare cu apă și canalizare. Proiect inițiat de domnul primar Sava Constantin. Da, aici e vorba de două puncte, 7 legat de 8. Da. Sunt proiecte ale Adibului, în colaborare cu FRABO, parte din... noi nu avem decât instalația de apă de la Fântânele. Și tronsonul de canalizare de la Hemiuș, suntem prinși și noi, agățați de acest adib. E vorba de tarifele lor, tot ce s-au... Ai început tarifele? Da. Păi nu știu. Îl știți la vă spus? Nu contează. Uite, ia știe, nu știu. Da. La 7, da. Proiect de hotărâre privind aprobarea și completarea prețurilor tarifelor pentru unele servicii publice de alimentare cu apă și de canalizare. Având în vedere raportul de specialitate al subsemnatului, referitor de aprobare numărul 11.006 din 11.10.2021, așa, având adresa numărul 781 din 6.10.2021 Asociației de Dezvoltare și Implementare Bacău-Adib, înregistrată la Primăria Comunei din Iuș, act adițional numărul 84 la contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare numărul 556 din 2006, așa, înaintate Asociația de către 10 Compania Regională de Apă, ESA, cu adresa 1770, adresa 10 Compania Regională de Apă Bacău, ESA, numărul 975 din 21 a 2021,
Prevederea ordonanței Guvernului numărul 26/2000 cu privire la asociații și fundații cu modificările și completările ulterioare, prevederile legii 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice cu modalitățile și completările ulterioare și mult mai mult. Deci propunem. Se aprobă tarifele pentru serviciile publice de alimentare cu apă, altele decât cele pentru apă potabilă și canalizare, prevăzute la anexa 2, denumită prețul pentru branșamente și alte servicii. Apă din dispozițiile speciale. Partea de apă, anexa 1B, care se modifică și se completează conform anexei 1, la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta. Deci, în fiecare an, CRAB-ul și ADIB-ul îi fac propunerile. Deci, la fiecare, deci montarea pometrii, la căminii, la tot, deci prețurile lor. Și se indexează sau funcții de cum au avut ei anul anterior profit sau în pierdere, ca să ajungă și la mai pe linia de plutire. Deci, ați văzut, profit, că nu prea e bine să fie profit, dar asta e vorba. Și noi suntem datori ca să aprobăm aceste tarife ale dânșilor. Că aici 100 și ceva de pagini. Și mă dau și în partea cealaltă. Ce? Oricum, nu... Cine nu face parte din... Cine chinuie mai și străduie, le dăm apă, că de grav. Au comitetul director, centrul de Consiliu de Administrație și apoi sunt trimise către Consiliul Local. Trecem la punctul numărul 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării unor instalații de iluminat stradal ornamental festiv, ce vor fi instalate cu ocazia sărbătorilor de iarnă în Comuna Hâmpiu, Județul Bacău, proiect inițiat de domnul primar Sava Constantin. Aveți cuvântul, domnul Vice? Da. Nu vă vedeți. Domnule primar, funcționat cu Iulian Tacunul la funcția de viceprimar al Comunei Hemeiuș de Subatou, prin prezentă vă supunem spre aprobare Consiliul Local al Comunei Hemeiuș achiziționarea de instalații de iluminat festiv stradal cu ocazia sărbătorilor de iarnă și a unui serviciu din cadrul unei societăți specializate pentru montarea, demontarea acestora și a celor existente în inventarul instituției noastre. Deci, ca în fiecare an, știm că o lună înainte de luna decembrie, trebuie să aprobăm de Consiliul Local achiziția unei societăți specializate, deci care pune serviciu pentru montarea, demontarea și alimentarea cu energie electrică a iluminatului festiv pentru perioada sărbătorilor de iarnă. În anul acesta, deci numai pe vizul îl pot arăta, dar nu e în momentul de față, nu este aici, este rămas la primărie. 70.000 cu TVA, da? În ăștia 70.000 include și achiziționarea a încă 30 de instalații. Dacă o să fie cazul, că n-am apucat să le verificăm toate de anul trecut, că ele sunt foarte vechi. Dacă vă mai amintiți, cei care sunteți în Consiliul Local în 2016, în fiecare an ne-am propus câte un număr de... Nu era nimic, ne-am găsit, da, tot am cumpărat. Câte 20, câte 30, câte 20. Acum, anul trecut, dacă vă amintiți, n-am mai cumpărat nimic. Le-am pus doar pe cele care le-am avut. Am plătit doar montat și demontat. Anul ăsta, am constatat, de fapt, de anul trecut, că multe nu mai funcționau. Ne-am propus să completăm în zonele unde să avem simetrii de stâlp și o să putem să facem acele, să punem acele ghirlande, le vom completa. Noi am estimat în jur de 30. Dacă o să fie 20, o să cumpărăm 20 sau 15, nu știu să vă spun exact cât o să stabilim și cât o să contatăm. Sau poate o să mai veniți cu propuneri, domnule, vreau să punem și pe tronsonul ăsta sau eu știu, vreau și pe strada respectivă.
dar asta putem să o mai discutăm și una viitoare. Nu putem lăsa pe decembrie, pentru că decembrie deja undeva la 6 decembrie vrem să... Trebuie să-i montat. Da, și nu mai găsesc firme atunci și să spui, doamne, hai să faci mie, contractele deja sunt cheie, putem încheia contractul. Îi merge așa un brand de Crăciun, ceva, sau instalația de la un brand? Poftim? Sau instalația de la un braț, ceva, avem un braț aici, care îl puneam așa, l-avem și acolo instalație, dar dacă o să mai trebuiască, o să completăm tot în curtea primăriei, pe acolo pe unde am mai pus instalații, o să mai, ca an de an, dar v-am zis, nu-i materialul cel mai de calitate și nici nu știu de unde să-l cumpărăm ca să fie așa de... La 2-3 ani de zile, datorită intemperiilor, a frigului... Vântul, ceață. Da. De obicei, am avut ani când am cumpărat din dedeman, că am zis să avem o garanție. N-au fost chiar așa. Din cavalajul plus și cine trebuie să... Da. Dar trebuie pentru exterior să vină în primul rând, având vedere... De exterior, dar trebuie să fie tot în chină. Da. Și tot cum am vorbit și cu contactul. Exact. Da, și a fost o dorință a tuturor consilierilor locale, că de la primul mandat să facem chestia asta și vreau să o continuăm. Nu știu, s-ar putea în perioada sărbătorilor, dacă o să mai scăpăm cu RIC-ul și legea ne va permite să organizăm acel eveniment cu obiceiuri și tradiții, obiceiuri și date. Vedem, dacă ne va permite timpul undeva afară. Dacă nu în timp, afară. Afară. Dar noi am prevăzut bani. Prin funcție și evoluția. Da. Da. Mai sunt obiecții la punctul numărul 9. Presupun că fiecare de dumneavoastră vi l-ați însușit și sunteți de acord cu această sumă estimată. Și o supunem la vot. Cine este pentru, vă mulțumesc frumos, împotriva, abține. Așa. Punctul numărul 9 a fost aprobat în unanimitate. Trecem la punctul numărul 11, pentru că punctul 10 a fost scos de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării destinației unui imobil, construcție și sau teren în cadrul proiectului Modernizare și Dotare Școala Grigore Tăbăcaru, sat Hemeiuș, Comuna Hemeiuș, Județul Bacău, cod SMIS 124159, proiect inițiat de domnul primar Sava Constantin. Numai un pic. Vedeți dumneavoastră vorbind de proiecte. Cât e de ușor să zici, dar de ce nu accesați? Dar de ce nu faceți proiectul? Aceste proiecte sunt începute din 2016-2017. Le-am depus în 2018, nu le-am depus în 2017, că nu ne-am mai încadrat. Și am depus în 2018 pe alt program. În vara aceasta, pe 4 august și pe 4 septembrie, și, nu, pe 4 august și pe, 20, și, pe 20, și pe 17 august, au venit de la POR, vizita în teren a reprezentanților POR, ne-am calificat și a spus, stați liniștiți că vor veni scrisorile pentru semnarea contractului. Am primit scrisorile și imediat după aceasta ne-au venit din nou adrese pentru clarificări. Cum să mai rezolvi și cum să mai faci echipa și comisiile care sunt la aceste programe nu și-au făcut treaba cum trebuia deodată. Și-au constatat ei că ar mai trebui ceva. Și acum ne mai cer niște documente care înseamnă ia adrese către școală, către inspectorat, acordul ministrului și asta înseamnă ia timp, o lună, două și cât a mai durat. Vorba de schimbarea destinației lor? Da, un mai fi înțeles. O să vă explic imediat. La momentul de depunerii proiectelor s-au luat acele avize conform fazelor DALI. Adică nu am luat, de exemplu, avizul la EON pentru că nu puteam să-l iau, nu aveam de ATC-ul. Între care este și acest aviz MEM, care nu este dat de comisia de la Ministerul Educației, este dată de ministru. Acest aviz presupune aprobarea asta în Consiliul Local de schimbare a destinației, aprobarea în Consiliul Școlii de schimbare a destinației, aprobarea în Consiliul Inspectoratului Școlar Bacău, ISJ Bacău, după care cu toată documentația se trimite la București pentru a obține avizul ministrului.
La, când s-a depus proiectul, s-a depus un aviz de principiu de la Comisia de Avizare a MEM. Acum, că este o găselniță sau nu este o găselniță evaluatorilor de la POR, ei au trimis către minister, dacă acceptă, noi am dat o declarație că vom obține acest aviz, ei nu sunt de acord, adică le-am spus, domnule, în momentul când o să am de ATC-ul, o să obțin toate avizele și o să le dau pe toate. Au luat-o așa de bună, au făcut o adresă către minister, acum așteaptă răspunsuri, dar noi între timp am zis să demarăm, că la un moment dat o să le trebuiască acest aviz, care este avizul ministrului și care nu se obține foarte ușor. Mai pe înțeles. Dar despre ce este vorba? Da. Pe scurt. Din școala Grigore Tăbăcaru și la punctul celălalt este Ion Simenescu, se schimbă destinația unor corpuri de clădiri pentru a fi obținute toate celelalte avize. Adică, la Tăbăcaru se construiesc toalete noi, la Simeonescu se demolează un corp de clădire vechi și se construiește unul nou, dar tot pe același amplasament cu altă destinație. Erau din chirpici din paia. Aici ne-am certat și noi la minister pentru că sună rău, schimbarea destinației, explicându-i, noi nu schimb destinația, tot școală rămâne, demolez o parte de clădire și construiesc alta un pic mai mare și nu mai am... Nu mai am trei toalete, am cinci toalete. Că așa îmi cere la numărul de elevi. Dar, din păcate, asta e procedura lor. Ei spun că atâta timp cât intervin asupra, deci ca să poți să facă o demolare, trebuie obligatoriu să-i schimb destinația. Următorul punct va fi, în afară de asta, zic ei, cu toate că în legi am citit și cu consultanțele, nu scrie nicăieri, că o să mai trebuiască să trecem din domeniul public în domeniul privat, nu scrie asta. Dar ei așa spun, deci vorbim la ministerie, asta spun, domnule, aprobați asta, după care trebuie să scoateți din domeniul public în domeniul privat, ca să puteți demolați, construiți, după care o băgați înapoi, pentru că o să vă loviți, când o băgați în domeniul public înapoi, o să vă loviți că nu mai aveți aceeași suprafață și nu o să mai coincidă schițele cadastrale și noi nu o să vă dăm avizul și o să vă închidem școala, că nu funcționează. Adică o anomalie a legii, din punctul meu de vedere, care nu și-are rost. Adică construiesc aia, o scot, o bag înapoi, pentru ce? Că am mai făcut la schița cadastrală 5 metri în plus. Și iar avize, și iar aprobări, și iar tot cu ordinul ministru. Dar asta este situația, din păcate așa e legea, așa o interpretează ministerul și nu avem ce să încercăm. Adică... Un funcționar. Nu, un funcționar este, am vorbit la minister direct cu directoarea în prezența doamnei inspector șef de la Bacău, am vorbit împreună pe lege, iar eu la un moment dat mi-a dat-o scurt, domnule, nu puteți să demolați ceva care este în domeniul public. Trebuie să scoateți să faceți în domeniul privat. După care demolați, înseamnă că nu știți legea. Da, nu prea scrie nicăieri clar într-o lege. Domeniul asta trebuie să facă. Dar, dacă asta este procedura, nu cred că mai avea rost să mă cert sau să trimit niște hârtii care se întoarcă înapoi să pierdem vremea pe chestii de genul ăsta, că vrea un funcționar sau nu vrea să depășească legea. Aceeași problemă și la Simeonescu. Aceeași problemă și la Simeonescu, fiind două proiecte de numai de alte clădiri, alte. Acord de clădiri, dar am explicat în amândouă că e aceeași situație. Adică am zis să ne primim pe amândouă. Ne vedeam noi că urmează lucrurile foarte bine. Terminam pe toamnă, zic numai bine până în primăvară. Adresa lor de la OIPOR era că la 1 noiembrie semnăm contractul de finanțare și puteam să scoatem la licitație. Din păcate, de la 1 noiembrie, doamna Antonina știe foarte bine, mai avem încă 4 clarificări. La care am răspuns și mergem în continuare și încă nu avem o certitudine. Asta e... Mulțumim, domnul inginer. Dacă aveți dumneavoastră comentarii sau propuneri mai avantajoase, da, vă mulțumesc și tăcerea are un răspuns. Supunem la vot și punctul 11 și punctul 12 pe aceeași situație. Cine este pentru? Împotriva, cine vă mulțumesc? Punctul 11 și 12, unanimitate, au fost aprobate. Punctul 13, diverse. Dacă aveți probleme dumneavoastră, de adus la cunoștință, întrebări, o puteți face. Poftiți, domnul... Și tot a fost astăzi ziua proiectelor. Vreau să vă spun că la Fondul de Mediu s-au deschis o linie de finanțare pentru extinderea rețelei lumină public. Dacă știți că e nevoie, se acordă în jur până în 2 milioane de lei, rambursabil
Ce fel de lamp? Căldam cu LED. Iluminat public cu LED. Costul e suportat în totalitate de fondul de mediu, până în limita a 2 milioane de lei, dacă localitatea are mai mult de 5.000 de locuitori. Și știu că avem, nu? Suntem peste 5. În timpul în care pregătim, poate ședința următoare. Să vedem. Da, să nu se participăm cu nicio sumă, îi acordă până în limita a 2 milioane de lei. Știu că o parte din comună, nu știu dacă e totalitate, dar pentru extinderea rețelei în acum publicul, tot obține niște bani. Am mai extins 4 km. Până acum, oricum, informația e bună, da. Rămâne să o analizez. Da, o să studiem un pic, eu știu că este ceva care... Să ne știi probleme. Care nu ne... Da. Dar nu prea ne pliem pe... Nu-i nou apărut acum, e... E de ceva timp. Da, dar acum s-o deschis. Da. Știu, s-o deschis, dar știu că atunci... nu îndeplineam ceva care... Păi s-a mai deschis, nu știu când s-au aplicat programul ăsta. Nu prea am avut așa... S-a aplicat, dar... Eficientizare, clădiri și iluminat public ecologic. Din câte știu, nu i-a dat drumul la niciunul. S-au depus multe, dar nu i-a dat drumul la niciunul. Da, vă dați seama că dacă... Clar, îl depunem dacă există, dar știu că la un moment dat am studiat și ceva nu ne încadram la o chestie. Vorbim de ore, începutul 2020, sau nu știu, prin februarie 2020, când tot așa a fost o acță și am încercat... Nu, asta acum, am vorbit la începutul anului. La începutul anului. Nu am vorbit în piedul, că au fost sesiuni în care s-au depus. Da, și s-au redeschis. Și s-au redeschis pentru tocmai din cauza asta, pentru că mulți l-au îndeplinit și le-au dat afară pe niște chestii... Minori, ca să zic așa. Dar o să depunem. Exact, pe care e eligibilitate și unde e în cadrul. Dacă toți facem proiecte, de ce nu l-am depus? Nu, că sunt niște bani care chiar vă necesită nicio participare din partea noastră financiară. Cu stațiile astea, dacă toți poate sunteți mai informați. De încărcare. Deocamdată s-au dat pentru municipii. Finanțare doar la municipii. Am vrea și noi, măcar două puncte să avem în comun. În felul ăsta... Da, dar și acolo. Citim noi ghid și stăm de vorbă. Nu scrie nicăieri. Cine plătește? Cine plătește? Energia? Da. M-am întrebat mai rău. Poate o dă greutăți. Nu, am citit personal și m-am consultat și cu niște consultanți de la... Și nu poate să-mi dea un răspuns, adică le-am cerut punctual. Cine plătește energia electrică la E.ON? Brașamentul facem noi, contribuim cu o sumă, că așa scrie acolo. Ei spun... Păi nu, domnule... va fi plata energiei cu card bancar sau cu chestii de genul ăsta încasat la taxe și impozite primărie. Întrebându-i, primăria nu poate să obțină venituri pentru că el trebuie să refactureze... Nu, mai spune primăria de sincronizare. Păi asta zic. Ne-a creditat. Și răspunsul tuturor consultanților care prezintă acestuia este, păi nu, domnule, că îți va dau reglementare în lege. Păi, prietenii, păi eu nu pot să aplic acum că îți va dau reglementare în lege. Vreau să văd mai bine. Dacă este într-o aberație și stație acolo unde e în carte, exact, no. Nu. Păi nu. Aici e o problemă. Aici dar o să vedem, dacă o să fac în oraș și o să... La fel și oricum ar fi. Ca primărie, ca un dat administrativ, nu poți să generezi profit din chestia asta. Tot un serviciu. Ca să ei mai spun și varianta. Păi le externalizați la o firmă. Păi investesc eu bani și ce fac? Îl dau la firmă privată, iar ne lovim din progresia asta, care vrem să scăpăm de ea, ne ducem înapoi. Nu știu dacă mă niște bancă la aia, sunt niște care au implementat, așa, trebuie să fie procedura lei, trebuie să fie aceeași acum, dar nu. Eu, Sorine, au implementat, problema este bază legală. De implementat e simplu, că da, au aplicat la proiect, da. Până la realizare mai este, când îl realizezi, atunci vezi cu ce te confrunți. Și după ce vine curtea de conturi și te întreabă. Cum faci asta? Da, pe vreo ce problemă? Nu că e implementat, îl depui, îl faci, asta este. Da. După ce dai cu subsemnatul, cum încasezi banii, da. Ce înseamnă venitul ăsta la... Pentru că e simplu, ei îți pun un cititor de card, ce plătești cu cardul, îți încasezi banii. Mai, nu mai interesează. Ce mai știți de sistemul ăla promis de către ministrul mediului, promis de atâtea ori, referitor la colectarea
sticlelor și pentrulor la magazine sau undeva în centri. În mijlocul nu mai știi. Păi, bravo, am avut o E, nu, nu, nu. Mă gândesc că poate știți dumneavoastră și noi ne-am aflat. Aveți informații acolo la... Da, da, da.